În cadrul acestor cursuri, pensionarii sălejeni vor avea ocazia să învețe cuvinte uzuale, să-și îmbugățească vocabularul necesar unei conversații și să-și aprofundeze cunoștințele de limba engleză sub îndrumarea unui profesor venit tocmai din Anglia. După cum cunoașteți Casa de Ajutor Reciproca Pensionarul din Zalău, pe lângă obiectivul principal de activitate care înseamnă împrumutul la cei mai sărași pensionari, membrii, se ocupă și organizează multe alte activități care să ajute să le ocupe timpul. Spre exemplu, pentru prima dată, astăzi am început să inițiem un curs de pregătire a inițiere în vorbirea limbii engleze cu un profesor din Anglia care temporar este locuitor al salajului. Cursul va avea loc exclusiv pentru pensionari și nu costă nimic. Și ne-am gândit la această acțiune având în vedere că foarte mulți dintre tinerii din salaj sunt plecați în străinătate și e potrivit ca părinților când merg să-i viziteze sau se întorc să poată conversa și în alte limbi, respectiv în limba engleză. Uh, ideea este că acest curs va începe în data de 6 noiembrie, miercurea, și va avea loc la Clubul Pensionarilor în fiecare zi de miercuri, începând de la orele 17 și 30 de minute. E un lucru bun, după părerea mea, să sperăm că va da și rezultate, pentru că atunci când am inițiat primul curs din România pentru Accesarea internetului, tot gratuit pentru pensionari, au trecut prin această pregătire, acest curs, peste 4.000 de pensionari. Sper că și de data asta cei doritori, și nu vor fi puțini la număr, vor, se vor înscrie și vor participa la învățarea limbii engleze. Problema este că nu nu va fi o școală propriu-zisă ca să învețe perfect limba engleză, doar conversații pe probleme strict familiare, de conversații în magazin, probleme de sănătate, probleme legate de convorbiri telefonice tot în limba engleză și îi va ajuta pe pensionarii membri CARP și nu numai membri CARP, pensionarii în general, să poată să acceseze și limba engleză în convorbirile mai obișnuite. Pensionarii care vor să se înscrie la aceste cursuri pot face acest lucru la Secretariatul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Zalău sau la numărul de telefon 0260 611 030.